Cristian Costin în alb și roșu, cred că de când ai marcat golul împotriva FCSB-ului te aveam puțin la inimă suporterii dinamoviști, am început prematur să te simpatizăm, dar acum ai ajuns chiar în tricoul nostru, cum te simți? Da, salut, în primul rând, nu aș vrea să vorbesc prea mult despre acel gol, a trecut, pentru mine e irelevant, sper și îmi doresc să pot marca în tricoul Dinamului goluri, să zic, sau să am realizări, e cel mai important. Ce s-a întâmplat în trecut rămâne în trecut pentru mine și cam atât. Știm deja de ce noi care suntem mai apropiați de fotbal, dar mai întrebăm o dată pentru suporte. De ce Tractor? De ce nickname-ul ăsta? Și na, am văzut că te-a prezentat Neluț destul de frumos în cantoron. Nu e niciun nickname, doar Neluț a spus așa, adică nu am nicio poreclă de genul ăsta. Poți să-l întreb pe el, poți să zic de ce, că eu chiar nu știu să spun. Tu treci de la un club care a avut suporte destul de casual. Bine, au fost clipulețele acele virale de pe TikTok cu bătrânei foarte simpatici, dar acum totuși ești la un club cu o galerie destul de puternică. Tu ai mai fost și la UTA și acolo e o atmosferă foarte frumoasă, însă e așa o diferență mică de cultură a fanilor, să spun. Cum te simți trecând de la voluntar la Dinamo? Da, aș vrea să încep cu ce ai terminat. E o diferență puțin mai mare, nu mică, să zic, sincer vorbind, tot respectul pentru cei de la voluntari, atâția cât au fost, foarte bine că au fost. Este important să vină lumea pe absolut toate stadioanele. Până la urmă, e părerea mea personală, fotbalul e făcut pentru ei, trebuie să se bucure, să vină la stadion și să vadă până la urmă ceva. Și noi, la rândul nostru, să încercăm să le oferim, să zic, un mix spectacol între ghilimele, dacă pot să spun așa. Cum a fost la voluntari, a fost o perioadă bună pentru mine. Vreau să le mulțumesc prin prisma asta. A fost chiar ok, mi-am făcut prieteni în primul rând. Am avut pe plan sportiv, să zic, continuitate, ceea ce a contat foarte mult pentru mine. Dar tot cum ți-am răspuns la întrebare de mai devreme, a trecut. Acum vreau să mă axez pe ceea ce o să se întâmple în perioada imediat următoare, adică începând cu primul meci, și sincer sunt entuziasmat și de-abia aștept să înceapă meciurile. Pe finalul campionatului, nu știu dacă ai urmărit, dar noi am evoluat aproape exclusiv cu trei fundași centrali. Cred că ți se potrivește sincer perfect rolul ăsta de mijlocaș dreapta, responsabil de ambele faze ale jocului. Ai o dispoziție destul de mare la efort. Cât de important este ca sistemul de joc să corespundă abilității tale ca fotbalist? Pentru mine unul nu este foarte important. Important este când intrăm pe teren să fim o familie în adevăratul sens al cuvântului, să alergăm unul pentru celălalt și cred că cel mai important este să înțelegem că doar împreună putem să facem ceva. Singur sau nu știu, să joci pentru tine în zilele de azi, pentru mine este imposibil să cred că pot să reușești ceva. Și la fotbal și în viața de zi cu zi ai nevoie de stabilitate peste tot. Și revenind la sistem, într-adevăr, am, să zic, un mic plus pentru sistemul ăsta de 3, dar în 4 sau în 3 cred că pot să-mi fac treaba destul de bine. Ai vreun idol, nu știu, din fotbalul mondial, ai vreun jucător, nu știu, poate de la care ai învățat multe sau după care îți modelezi puțin în anumite aspecte ale jocului? Nu, sincer, nu am absolut niciun idol, nu încerc să copiez pe nimeni sau să, nu știu, să mă uit la cineva și să încerc să fac la fel. Într-adevăr, mă uit la meciurile, să zic, la un nivel mai înalt, Champions League sau când joacă naționalele, iarăși e un nivel foarte înalt și încerc să învăț câte puțin și din greșeli și din alte lucruri bune, să învăț cât pot de mult. Noi, în general, în momentul în care intervievăm jucătorii dinamoviști, vrem să-i cunoaștem puțin și ca oameni, nu numai ca jucători, pentru că și asta este important. Ce îți mai place să faci în afară de fotbal? Cum te-ai descrie tu, nu știu, în viața de zi cu zi sau extrasportiv? Nu prea am alte activități în viața de zi cu zi. Sincer, după antrenament, după ce termin o zi la clubul Dinamo, merg în
cele mai multe zile acasă și mă odihnesc, de exemplu. În schimb, îmi plac câinii, să zic, chiar îmi plac mult câinii. Și ca și activități, nu pot să-ți spun nimic. Habar n-am, nu fac nimic special, să zic, nu merg nicăieri, nu... N-am afinități pentru alte sporturi, doar fotbalul și cam atât. Despre fanii dinamoviști, nu știu, bănuiesc că știi foarte mult, având în vedere că ai jucat foarte, ai peste 100 de meciuri deja la nivelul ăsta, deși ai doar 25 de ani și așa, pe final, ce ai dori să le transmiți lor? Da, ce aș dori să le transmit ar fi un lucru, cred că, foarte simplu și corect, să aibă încredere în noi, indiferent de rezultate. Știu că este greu și că la Dinamo nu este răbdare. E frumoasă presiunea asta, sincer. Chiar este un punct pentru care am venit. Dar vreau să le spun doar atât, să aibă încredere și noi vom încerca să îi mulțumim la fiecare meci. Super, mersi mult, Cristi. Mersi și eu.